Discutăm în cele ce urmează cu vocile care contează la Euronews România. Vorbim în primul rând cu Oana Despa, este jurnalist la Europa Liberă, dar în momentul în care a fost prezentată ancheta sau anchetele colegilor de la Buletin de București, era editor la Buletin de București. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Oana, știi ce aș vrea să te întreb în primul rând? Tu ai fost cea care a văzut prima lucrarea colegilor Ovidiu Vanghele și Bianca Albu și ai fost cea care s-a expus acelor orori pe care ulterior și noi le-am văzut, cei care au urmărit cele două anchete. Ce te-a șocat cel mai mult pe tine în momentul în care ai citit ce au descoperit colegii noștri? A fost o serie de trei materiale la început și știu cum a început toată povestea pentru că am văzut tot felul de aberații în ultimele zile de la faptul că e o anchetă plasată, știu de la început cum, a început, cum a început această investigație cu șase luni înainte să fie publicată, când Ovidiu a venit la mine și a zis că ce-ar fi să ne gândim să o luăm pe Bianca să, uite, am un pont. Iar de la pontul ăla, ei au stat șase luni, au urmărit ce se întâmplă în două dintre zile, l-au descoperit ulterior și pe al treilea, în care erau cele mai odioase imagini, cele mai uh, șocante fotografii de acolo veneau, uh, și la un moment dat chiar m-am simțit prost pentru că am început să pun presiune pe aceștia. Haideți odată, haideți odată să scrieți ce ați, ce -ați descoperit. Uh, sincer, cel mai mult m-a șocat lipsa de reacție. A oamenilor implicați acolo, faptul că încă de la început, încă din acele prime momente încercau să acopere, să se sustragă, să spun așa, de la vreun fel de responsabilitate, pentru că Bianca și Covidiu au încercat de la început și am zis trebuie neapărat să avem toate vocile implicate, orice persoană pe care o nominalizăm acolo trebuie să o întrebăm de sănătate, ca să zic așa, iar faptul că de fiecare dată oamenii încercau să se să fugă. I-au pus să trimită hârtii oficiale, au fugit din fața instituțiilor, n-au vrut să răspundă. Dabia după ce am publicat primul material au apărut și primele reacții uh, din partea lor. Cred că asta m-a șocat, pentru că am văzut multe lucruri de-a lungul timpului. E adevărat că la primul material nu aveam, nu aveam încă imaginile de la al treilea, nu știam ce, ce, va, ce va conține imaginile din al treilea material, care a fost cel mai șocant. Sincer, mi-am amintit de, azile, de poveștile din anii 90, pe care eu nu le-am prins ca jurnalist la începutul anilor 90, imaginile acelea din căminele de copii. Care erau ținuți pe vremea comuniștilor în condiții absolut de neimaginat. Cam așa arătau și imaginile la 30 de ani distanță, iar lipsa de reacție a autorităților era aceeași. Și cred că și asta mă, asta mă șochează și acum. Faptul că în continuare ne uităm la politicienii noștri cei de toate zilele, cum uh, ei uh, nu știu. Când l-am văzut astăzi pe domnul Ciucă, care a spus, domnule, eu n-am fost informat în februarie de aceste materiale, eu n-am știut. Cum adică tu, premierul României, să, să fii premierul României și după șase luni să spui că n-am știut de un, de un subiect atât de important? care iată, a fost de interes pentru procurori, din fericire pentru noi toți. Pentru că dacă n-ar fi existat ancheta DICOT, probabil că ar fi fost un alt subiect, ca multe subiecte pe care le-a făcut Ovidiu chiar în, în centre de, de bătrâni, care au trecut mai departe, care au creat așa un pic de vulvă și pe urmă au fost uh, lăsate uitării. Acum nu știu dacă se va întâmpla de data asta la fel. Poate că da. Mai pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în urmă, ne dăm seama că oamenii nu fac altceva decât să încerce să acopere, indiferent de ce fac jurnaliștii, indiferent ce fac uh, uh, ONG-urile, da? pentru că o contribuție majoră au avut ONG-urile aici, care și-au uh, riscat, să spun așa, uh, o poziție foarte importantă, aceea de a avea acces în astfel de centre.